O moldoveancă a decedat, iar alți patru cetățeni ai țării noastre au ajuns la spital în urma unui grav accident în România. Impactul s-a produs în județul Maramureș. Potrivit poliției locale, mașina în care se aflau victimele a derapat de pe carosabil și s-a izbit în plin într-un zi de piatră. Conform concluziilor preliminare, șoferul ar fi adormit la volan. În urma impactului, conducătorul auto de 64 de ani și trei adolescenți de 12, 14 și respectiv 18 ani au ajuns la spital, iar o femeie de 60 și doi de ani și a pierdut viața. Alcootestul a arătat că șoferul nu era în stare de ebrietate. Ministerul de Externe de la Chișinău anunță că prin intermediul Consulatului General de la Iași se află în contact cu direct cu autoritățile locale și este gata să ofere tot sprijinul.